Ziua porumbului reprezintă cel mai mare eveniment de fermă organizat în România. Găzduită în fiecare an în ferma El Sit din județul Ialomița, exploatația fermierului Nicolae Sitaru, Ziua porumbului a înregistrat o premieră în acest an. Pentru prima dată, evenimentul cu public a fost anulat din cauza riscului de răspândire a pestei porcine africane. Organizatorul Nicolae Sitaru a ținut însă recoltarea publică cu reprezentanții companiilor participante, dar și cu echipa Agrointeligența BT Video, care a surprins momentele importante ale evenimentului de câmp. La fel ca anul trecut, producțiile la porumb au depășit așteptările în contextul acestui an dificil. Astfel, majoritatea hibrizilor au reușit să depășească pragul de 10 tone la hectar în condiții de neirigat. Ca de obicei, compania cu hibrizii în topul producțiilor de la Ziua Porumbului a fost De Calb. Niciunul din cei 6 hibrizi din loturile companiei nu a dezamăgit, campionul reușind să aibă o producție de aproape 14 tone la umiditate stas de 14%. Pentru noi Ziua Porumbului este cel mai important eveniment, să spunem, destinat culturii porumbului, un eveniment prin care noi reușim să ne demonstrăm performanța de producție, să spunem, prin prisma experiențe pe care o au fermierii și nu a firmelor, să spunem, care încearcă să organizeze astfel de evenimente. Așadar, este un examen pe care l-am trecut cu brio și vrem să-l trecem în continuare în fața fermierilor. Am venit cu 6 hibrizi în acest an, spunem o plajă largă, de la hibrizi extra timpurii până la hibrizi tardivi. 6 produse, 3 le avem pentru a demonstrat stabilitatea, 3 produse pe care le-am avut și în sezoanele trecute, 3-9, 6-9, 4-5, 4-1 și 4-6-7-0, 3 produse prin care vrem să dovedim în acest al treilea an cât de stabile sunt și ce nivel ridicat de producție au. Încă 2 produse noi pe care le lansăm în această toamnă, 5-1-8-2, 5-6-56-85 și, bineînțeles, câștigătorul de anul trecut, numărul 1, hibridul DKC 58-30. De la început, echipa De Calb a fost aproape de domnul Sitaru. Așadar, din primăvară am urmărit ce s-a întâmplat. Mare atenție la densități. Să spunem, primăvara secetoasă ne-a impactat în această locație și ne-a diminuat densitățile. Vara a decurs, spunem, foarte bine. Anul trecut am câștigat, spunem, detașat față de restul hibrizilor din piață și ne dorim să păstrăm podiumul și să fim în continuare numărul 1. Se anunță un sezon bun pentru cultura de porumb, sezonul de recoltat. Deja încep să apară rezultate peste 10 tone, 12-13 tone. Dacă ne uităm la întreg portofoliu De Calb, putem vorbi de hibrizi cu o înaltă performanță de producție, așadar cu o toleranță ridicată la secetă, cu o pierdere rapidă a apei, să spunem, acestea sunt atributele produselor De Calb și în același timp, să spunem, ne uităm și la soluții noi de a crește performanța și vorbim toamna aceasta de tratamentul cu Acceleron, o nouă soluție inovatoare pe piața românească de tratament a semințelor, compusă dintr-un fungicid de nouă generație și un biostimulator, toate acestea venind, să spunem, cu tratamentul standard din fabrică. Pentru produsele 5182, 5685, acestea se pot cumpăra din această toamnă cu tratamentul Acceleron inclus. Pentru fermierul Nicolae Sitaru, performanța hibrizilor De Calb nu a fost o surpriză. Lucrez și cu Monsanto de mulți ani, foarte bine. Au produse de bună calitate, la porumb am cam aproape jumătate de suprafață cu Monsanto semănată. Și dacă se întâmplă asta, înseamnă că e bine. Dacă avem atâtea semințe cumpărate la Monsanto, înseamnă că au produse bune. Colaborăm de cel puțin 10 ani. Și colaborăm bine. Am crescut în fiecare an producțiile în fermă și sperăm să facem în continuare, că încă avem rezervă de creștere. Am mai mulți hibrizi, am și 51-41, am de la ei hibrizi mai timpurii care semăn ca să încep recoltatul mai din timp, să pot semăna greu după porumb.
ultimii ani am folosit 51-41 de mai mulți ani. La un hibrid te uiți și la cum se usucă, când se usucă, ce pui în locul lui și așa mai departe. Adică îl vezi în toate părțile lui componente. Sper anul ăsta 58-30 să fie pariu câștigător și sper să fie o producție anul ăsta de peste 13 tone la 58-30. În condițiile de cultură pe care le fac pentru toate celelalte porumburi, adică nu cu foarte multe îngrășăminte și nu cu foarte multe cheltuieli. O producție de 13 tone este foarte bună la cheltuieli. Ca și noutate la ziua porumbului din acest an, fermierul Nicolae Sitaru a introdus în loturi și un foliar foarte cunoscut de la Agroest Muntenia. Este vorba despre produsul King Fall Zinc, produsul care și-a dovedit din plin eficiența. În comparație cu loturile martor cu același ibrid de calb, porumbul tratat și cu King Fall Zinc a avut un plus de producție de 300 de tone la hectar. Practic, produsul Agroest Muntenia a făcut diferența. Aici la ferma Elsit avem un lot demo, marca Agroest Muntenia. Lotul are o suprafață de 24 de rânduri cu o lungime de 150 de metri lungime. Avem un hibrid marca Monsanto, iar aici diferența față de martor o face produsul nostru King Fall Zinc, care la bază este zinc 70%. Sola unde este cultura de porumb a fost foarte bine întreținută, chiar verificată de însuși domnul Sitaru. Fiecare aplicare a tratamentelor făcute culturii au fost foarte bine supravegheate. Așa cum știm la noi în România și nu doar, peste tot la nivel global, este o deficiență mare de zinc pentru cultura de porumb. Am încercat să venim cu acest produs pentru a aduce un plus culturii. Marile companii producătoare de semințe în fiecare an vin cu semințe inovatoare, cu rezistență la secetă, cu, nu știu, ceva cu o producție mai mare. Așa și noi venim cu acest produs, King Fall Zinc, care este la bază zinc, 70%, împreună cu inovația producătorilor de semințe, să avem o producție mult mai mare și să reușim să trecem peste toate deficiențele pe care le întâlnim în cultură. La un alt fermier, tot după această zonă, noi am înregistrat o producție de peste 17 tone la hectar, la cultura de porumb, cu tehnologia marca Agroest Muntenia. Agroest Muntenia a mers către companiile producătoare de semințe cu propunerea tehnologiei marca Agroest Muntenia nu doar pentru culturile de porumb, ci pentru toate culturile pe care le avem în România și a vrut să dovedească că avem o rețetă pentru toate deficiențele. Practic, Agroest Muntenia, împreună cu producătorii de semințe, ne-am unit forțele pentru a aduce producții cât mai mari fermierilor din Agroest Muntenia are soluția ideală pentru toate problemele pe care le întâlnim în agricultura din România. King Fall Zinc a fost alegerea fermierului Nicolae Sitaru și în propriile sale suprafețe cultivate cu porumb. Cât despre rezultate, acestea au fost la fel de spectaculoase. Agroest Muntenia participă la această platformă cu King Fall Zinc. Este unul din partenerii noștri cu care lucrăm de mai mulți ani. Din punctul meu de vedere am lucrat foarte bine cu Alexandru și cu Agroest Muntenia și sperăm ca și în viitor să se întâmple la fel. King Fall Zinc-ul l-am folosit, chiar anul ăsta am și cumpărat și aș putea să zic că e singurul îngrășământ foliar pe care l-am cumpărat vreodată. Se aplică la porumb în perioada frunzirii maxime la 10 frunzi cu capacitate mare de fotosinteză și de rădăcinare. La anul trecut am
au tot așa cu zinc un lot și s-au văzut diferență, și 200-300 de kilograme, și dacă oferă spor de producție, trebuie încercat, poate chiar extins, pentru toată cultura porumb. Noi cultivăm 1100 de hectare de porumb, el s-a testat pe o suprafață mai restrânsă, dar dacă rezultatele economice confirmă, înseamnă cu siguranță și la anul se va extinde. Cu o ediție inedită din care, cu siguranță, fermierilor le-a lipsit evenimentul din câmp, Ziua Porumbului 2018 este un succes. Încă o dată, cei mai importanți hibrizi de la companiile de pe piața românească și-au dat concursul. Iar la final, pe podiumul performanței și al inovației, două branduri au strălucit, Decalb și Kingfol Zinc de la Agroest Muntenia.